Nu prea crezi? Pune că dacă strânge la tabără, scapă de datoria. Suntem la Jidova și ne aflăm într-o zonă romană. Și acum o să avem o discuție cu un roman aproape autentic. Că am avut discuția, suntem mai mult roman, mai mult daci. Toată lumea a sărit de fund în sus și a zis că nu e adevărat, că știm exact că suntem romani sau daci. Suntem, eu cel puțin sunt roman și sau simt că mai mult pe partea romană. Am și un alter ego care evocă spiritul roman și anume Titus Pulo. Dar o să-l schimb căci multă lume din public se simte deranjată de conotația celui de-al doilea nume. Dar de ce? Era un nume destul de popular în Roma antică, da, nu? Era popular. Am găsit, prin cercetare, am găsit numele unui centurion din legiunea 4 Flavia Felix și atunci o să adopt acel nume al centurionului ca să fiu mai aproape de reconstituirea istoriei. Ce faceți voi aici astăzi, în a doua zi de festival la Jidova? Castru care a intrat cumva într-o zonă pe care nu mai speram de mult și anume în... Este în patrimoniu UNESCO, nu? Împreună cu tot, da, tot Limesul. Cu tot Limesul. Da. Încercăm să prezentăm viața din perioada Antichității, tabăra romană, să-i familiarizăm pe oameni cu viața militară, cu elementele de armament, cu modul în care se ducea bătălia în acea perioadă. Care cum să schimbăm mentalitățile, pentru că de multe ori în filmele care au marcat educația multora dintre concetățenii noștri, dacii erau văzuți ca un fel de supermen în fața romanilor care cădeau ca moștele, ceea ce este greșit. Să te afli în fața unui legionar roman însemna să ai mult curaj. Pentru că armele romanilor erau făcute să schilodească, să omoare, să... Erau arme de cucerire până la urmă. Erau arme de cucerire, dar nu erau arme care să-ți arate milă. Nu există milă din partea armelor romane. Multă lume consideră că erau niște jucării. Dar avem, de exemplu, această armă pe care de obicei nu o folosim în luptele de reconstituire, pentru că este extrem de periculoasă prin faptul că se aseamănă într-o proporție foarte mare cu arma din perioada Antichității. Avem acest vârf, care este extrem de ascuțit, în capătul unei tije de metal, un metal mai moale, prins cu nituri de coada de lemn, care se arunca. Această armă era menită să scoată din luptă, în principal, scuturile primei linii. Însă, dacă reușea să penetreze prin scuturi, în spatele lor se aflau de multe ori războinici slab echipați, fără echipamente de protecție adecvate precum cele grele ale romanilor și de multe ori puteau fi considerați că erau ca puii la rotisor. Deci intra în cazul în care războinicul inamic... Păi hai să-și arătăm că până una alta dacă intra din spate, nu? Nu că trecea pe partea aia altă. Din față. Nu că trecea pe partea aia altă. Nu era neapărat necesar. Într-o primă fază, datorită șocului și energiei propagate de la vârf către coadă, aceste nituri săreau și practic se transforma într-o aripă frântă, în sensul că nu mai puteai să întorci, să iei pilumul și să-l întorci înapoi, să-l arunci către romani. Deci după terminarea useless. Da. După terminarea bătăliei, se duceau pe câmpul de luptă, adunau pilumurile, refăceau aceste nituri, care de fapt puneau în funcție arma din nou. În cazul în care inamicul din fața ta nu avea scut, era tristă din stare situația. Era trist. Era trist. La pretorieni foloseau asta, nu? Imediat discutăm. Era destul de trist. Și asta este prima armă cu care te loveai. A doua lucru, aveau în spate armele de asediu. Scorpionii, balistele, scorpionii care le putem asemăna cu o armă de lunetist. În sensul că era un imens arc, niște proiectile de acest fel din metal. N-ai nimic pe aici care se puteau trage sau puteau fi folosite din spatele frontului, pentru că se aflau pe niște căruțe mobile, trase de măgari, și trăgeau în zonele în care exista presiunea asupra trupelor romane.
Un astfel de proiectil poate să treacă prin două rânduri de cărămidă. Deci închipuiți-vă ce poate să facă în cazul unui om. N-ai vreun proiectil la îndemână? Nu avem, nu avem un proiectil, dar știu din spusele altor colegi care au folosit Scorpio și au tras că a doua oară n-au mai vrut să mai tragă. Nu le mai trebuie. Da. Deci s-a întâmplat, erau pe punctul să se întâmple niște accidente urâte și atunci au evitat. Este extrem de periculos, de multe ori când se trage cu el, se trage într-un spațiu liber de public pentru că este imprevizibil. Dar gândiți-vă că astfel de unelte pe câmpul de luptă făcea ravagii printre trupele barbare. Înainte de a intra în live, îmi povestea o chestie foarte interesantă și am să te rog să arăți de caligia. Să arăți caligia, da. Da. Toate piesele de echipament romane erau făcute pentru dublu scop. În scopul de a fi folosit în viața de zi cu zi, dar puteau fi folosite și militar. Acum, în prima linie, soldatul niciodată nu omora, mă repet și o mai spun, nu omora inamicul, de cele mai multe ori îl schilodea. Acesta căzut la pământ și în chinuri groaznice, era terminat sau era ucis definitiv de linia a doua, care în momentul încheia socoteala și cu ajutorul acestor calige care erau proiectate către zona nazală, cel mai ușor, pentru că se sparge, osul se înfundă în creier și este moarte instantanee, sau cu ajutorul scutului. Cu gladiusul, dacă mai vrea să-ți mai prelungească un pic suferința. De asta spun că a te afla în fața legionarilor romani însemna un act mare de curaj sau un act de nesăbuință. Pentru că în momentul în care te dispuneai în fața lor, nu mai exista milă. Aveai posibilitatea să te... Păi și stai un pic. Și mitul dacilor nemuritori care făceau, dregeau... Trebuie să recunoaștem că au avut și câteva merite și faptul că au schimbat un pic echipamentul roman. Prin faptul că s-a apărut această protecție suplimentară la nivelul coifului, această protecție în zona frunții care să apere, pentru că falxul lovea în zona capului și odată spartă calota de fier a coifului, practic era moarte instantanee. Această protecție la brațul cu care folosește arma este o piesă preluată de la gladiatori. Da, trebuie să recunoaștem, erau războinici destoinici, dar romanii compensau prin organizare, prin disciplină și prin faptul că erau mult mai tenaci. Acum și să mă ierte Dumnezeu, am putea să facem o paralelă între armatele făcute așa la apelul bocancilor și armatele profesioniste din ziua de azi. Exact. Adică una este să ai o armată în școală, că stăteau romanii în armată până undeva la 40 ceva de ani, când ieșeau în stărul să nu atinge asta, că se aude hârca și ne înjurește atunci. Și așa, mai cât cuprinde pe chestia asta. Da, faptul că e prima armată profesionistă spune cuvântul asupra modului în care se băteau cu inamici. Dacă inamicii de multe ori aveau soldați de strânsură sau soldați care, eu știu, veneau pentru câteva săptămâni, luni în armată, romanii aveau armată profesionistă. De multe ori, legionarii aveau câteva campanii în spate și știau cum să se miște pe câmpul de lucru, știau ce trebuie făcut. Ceea ce, practic, este un avantaj. Plus că niciodată romanii nu, în momentul în care campau, nu stăteau în câmp liber. Își construiau un castru de marș, protejat, apărat, nu ca o idee de, în sensul că le era frică. Nu, era un spațiu în care se putea organiza. De cele mai multe ori, în momentul în care apăreau barbarii, ieșeau în fața castrului și se luptau cu ei, în cazul în care totuși erau oarecum dominați sau înfrânți, se retrăgeau în castru, se reorganizau pe unități și plecau din nou la luptă. Este un spirit pe care îl regăsim în foarte puține civilizații, faptul că aveau această dârzenie în luptă și niciodată dușmanii care au reușit să-i învingă în primele bătălii nu au terminat învingători. Și dacă ne uităm la toate războaiele lor, chiar dacă la început au fost înfrânți romanii, războiul l-au câștigat.
Așa este, da, uite-te și în Italia, în zona Germaniei și chiar și în Dacia, până la urmă, hai să fim serios, chiar dacă terenul era favorabil dacilor și chiar dacă își cunoșteau foarte bine teritoriul, până la urmă organizarea foarte bună a armatei, eu rămân la convingerea că totuși prin organizare reușești să duci la bun sfârșit o campanie de genul. Trebuie să recunoaștem că în al doilea război cu Decebal, Decebal începuse să-și distruiască o parte din unități după modelul roman. De ce? Pentru că era eficient. Păi da, la noi la podcast a fost și Florian Matei Popescu și care și-a permis cumva să spună că Decebal a pornit cel de-al doilea, cea de-a doua campanie, cel de-al doilea război. Ei, nu vrei să știi ce hate și ce nebunie a fost pe Facebook, cum îți permis să spui așa ceva? Trebuie să recunoaștem până la urmă că în vremea respectivă nu avem niciun fel de surse, asta este clar, în afară de sursele arheologice și ce faceți voi arheologie de genul ăsta modernă și aplicată, nu prea avem surse scrise neapărat care să ne dea o măsură, o dimensiune exactă, dar putem să ne dăm seama ce se întâmplă. Este discutabil acum, însă în esență ambele războaie au fost oarecum dorite de ambele părți. Până la urmă Traian avea nevoie de victorie, de niște victorii, avea nevoie de niște de o imagine pozitivă, lucru care s-a și întâmplat. Decebal avea nevoie să își cum să spun eu, să își liniștească elita războinică, pentru da, că elita războinică îl simțea prea slab, mai mult ca sigur că l-ar fi înlocuit. Ne aflăm în cadrul unor două societăți cu caracter războinic și normal că pornirile acestea militariste și de luptă sunt modus vivendi, de fapt. Da, e ca un mod de viață. Da. În esență nu și-au dat seama de puterea Imperiului Roman, care, să fim serioși, putea să strângă... Avea lumea la picioare. Lumea civilizată și lumea care conta la acel moment. Exact. Folosesc cuvântul domnului, sau mă rog, expresia colegului nostru Andrei Pogăceaș. Da, lumea care conta și care reprezenta ceva în antichitatea vremii. Pentru că restul zonei era nedezvoltată, mare parte din Europa. Am stabilit și noi chestia asta și cu Andrei, am stabilit-o și cu Florian. Lumea civilizată de fapt și de drept era considerată zona mediteraneană, zona cultă, să-i spunem, zona în care într-adevăr existau tot felul de, cum să spunem, tot felul de preocupări pentru cultură, că ăsta e adevărul, și în Roma și în Grecia. Pe de altă parte, să mă ierte bunul Dumnezeu, nici galii n-au fost o lumină în ale scrisului, cum nici germanii și nici dacii. Nu au fost, dar au avut alte elemente civilizaționale care au influențat, trebuie să recunoaștem, societatea romană. Deci, dacă e să luăm în perioada republicană, societatea romană se dezvoltă și crește pe spațiul celtic. Corect, e adevărat. Inclusiv de celți. Și influența celților este de foarte mare. Da, da, da. Evident, în zona asta de depășire, din păcate lucrurile nu stăteau de frumos pe cât ne-am dorit noi. Adică nu văd să... Spune, dar nici nu văd să apară elemente care să ne infirme această teorie sau care să ne ducă cu gândul la, domne, ce zonă luminată era aici. Nu-i răutate. Nu. Încerc doar să punctez... Zona este destul de bine ancorată în realitatea economică europeană. Da. Prin prisma legăturilor economice de sare, prin prisma faptului că exista un contact direct cu zona romană care și chiar și cu zona greacă. Bunuri, da, și cu zona greacă, care necesita un flux continuu de bunuri pe care ei le puteau oferi. Corect. Ceea ce înseamnă că și ei o duceau destul de bine, cel puțin triburile aflate în contact. Corect. Colegul meu de la Universitatea Pitești, Cosmin Bărbulescu, care este decanul universității, are o teorie care spune că, de fapt, triburile la sud de Carpați totuși erau într-o stare de dependență destul de mare față de romani, iar campania din 101, de fapt, a fost o încercare a romanilor de a-și protege aliații de la sud de Dunăre. De la sud de Carpați, mă scuzați. În sensul că își apărau acești aliați de care erau dependenți de o serie de produse. După care se îndreaptă către regatul lui Decebal. Bineînțeles, ei se aflau într-o stare de semidependență și față de romani, dar și față de Decebal. Adică jucau la două capete ca să fie sigur. Da, să fie treabă oablă. Dar ceea ce nu înseamnă că regatul lui Decebal era atât de extins, așa cum îl vedem multe din manualele de istorie patriotare și național-istoride.
Este foarte bine totuși că voi faceți chestia asta, că o faceți deja de ani buni. Știu de la Andrei că aveți foarte multe evenimente. Mi-ar fi plăcut să fie mult mai mult popularizate și mi-ar fi plăcut ca lumea să știe mai mult de ele. Hai înainte de a trece la jocul ăsta, trebuie să ne mai, să ne mai preziți din armele. O să iau eu pe asta și o să, hai să punem și stea undeva aici. Care și port drapelul are un scop militar. Nu? Are un scop militar, dar de obicei ofițerul care îl mânuia nu ajungea să intre în luptă. Acești ofițeri care de fapt trebuia să salveze standardele legiunii erau primii care în momentul în care se descoperea sau, mă rog, conștientizau că legiunea avea să fie înfrântă, ei erau primii care fugeau în ideea de a apăra aceste elemente ale legiunii. Odată căzute în mâinile inamicului, legiunea se desființa și atunci, practic, era sufletul legiunii. Avem și o mențiune la Cezar, când debarcă în Britania, că Signiferul oarecum îmbărbătează trupele care nu vreau să debarce văzându-i pe celți, aruncându-se în apă și aruncând standardul în rândurile celtice. Bineînțeles, el a murit, dar trupele au fost îmbărbătate în ideea de a salva acest standard să nu cadă în mâinile celților și au reușit Cezar să câștige acea bătălie. Bineînțeles, era un simbol care era drag tuturor legionarilor din fiecare legiune, reprezenta identitatea lor. Și la fel cum în ziua de astăzi fiecare echipă de fotbal are suporterii ei, la fel fiecare legionar care servea într-o anumită legiune era mândru de numele legiunilor. Și așa cum este reprezentat și multe din filme, în momentul în care se întâlneau unități din mai multe legiuni, existau astfel de conflicte, care legionar este sau care legiune este mai bună prin prisma victoriilor și laurilor pe care le culegeau pe câmpul de luptă. Însă, în esență, în momentul în care intră legionarul pe câmpul de luptă, cam știi că este... E groasă. E groasă, e groasă. Și e cazul să reconsideri poziția și acțiunile. Și poziția și acțiunile. E foarte mișto că ai început această prezentare a armamentului fix cu standardele. Ne scriu acum la cei ce ne urmăresc pe TikTok. Am stăros să te mai prezinți o dată ca să înțeleagă unii că vorbim totuși cu un om care asta face de o grămadă de timp din tot lucrurile. Eu sunt în viața de civil, sunt muzeograf, lucrez la o instituție de cultură din Argeș, Muzeul Pomiculturii și Viticulturii. Deci din punctul acesta de vedere, nicio legătură neapărat. Lucrez cu publicul de 22 de ani. Reconstituire fac de aproape 7 ani de zile, grosso modo. Și eu, oarecum în legiune, sunt responsabil cu prezentarea ceea ce înseamnă viața din... Cât de mult contează aceste reconstituiri pe care le faceți voi? Pentru public... Și nu neapărat pentru public, mă gândesc acum din punct de vedere istoric și din punct de vedere al cercetării. Știu că îmi povesteai la început câteva elemente foarte interesante. Da. Din punct de vedere istoric, oarecum schimbăm mentalități, în primul rând. Pentru că avem foarte mulți vizitatori și care vin din an la an și vedem schimbarea modului de abordare. Dacă încep la început cu fraze naționalistoide, cu tot felul de clișee, pe măsură ce descoperă această taberele noastre, încep să se schimbă percepțiile, lucru care este pozitiv. De multe ori aceste schimbări pleacă de la copii, pentru că vin cu întreaga familie și copiii încep să descopere prin joacă diverse elemente. Încep să rețină anumite informații. Avem foarte multe, de multe ori mi se întâmplă relațiile cu părinții ca copiii reținând mai repede să-i corecteze. Nu este sabie, este gladius, nu este coif, este galee. Rețin foarte repede terminologia, ceea ce este un lucru îmbucurător. Și revin din an în an de fiecare dată către tabăra noastră. Și cu mai multe, cu mai multă dorință de informare. Da. Este până la urmă o continuare a lecțiilor de la școală, a lecțiilor de istorie, doar că noi o prezentăm într-un mod. Bine, astăzi v-ați găsit la fix pentru că mâine începe școala. Da. Astăzi și ieri am avut foarte mulți vizitatori, exact, care au terminat concediile și au
ne-au vizitat tocmai pentru că există mult timp liber. Dar asta mă uitam și mă bucură că deja e destul de devreme și mă uitam că e destul de multă lume prezentă. Cele două mogăldețe de acolo absolut geniale. Sunt trei, sunt frați. Sunt trei, ok. Sunt frații, sunt copiii unui coleg de-al nostru care vine cu soția și cu întreaga familie. Excepțional. Cealaltă este fata mea care de un an de zile a revenit, vine și ea și frecventează, îmbrăcată într-o domina romancă. O tânără domnișoară din societatea romană. Excepțional. Și este o modalitate de a educa tineretul în istoria corectă, în istoria adevărată, care este mult mai frumoasă decât cea pe care o fabrică mulți, așa zis, cercetători sau istorici. Hai să mergem către arme în continuare, să facem prezentarea, okay. Pentru că mi-a plăcut foarte mult modul în care mi-ai explicat înainte de a începe acest live, care va rămâne cu siguranță pe platformă, să-l urcăm chiar și pe YouTube, cred, și nu cred, sunt sigur. Avem aici un Gladius, arma de bază a legionarului roman. Contrar tuturor opiniilor, arma aceasta merge în tandem cu scutul. Adică? Acela nu este scut de legionar. Te rog frumos, dă-mi un scut. Este o armă care merge perfect în tandem. Este creată să meargă în tandem cu scutul roman, scutul acela oval. Nu este de aici? Acela este de ofițer. Ok. Eu o să încerc să iau un scut de legionar, până durează un pic. Normal, nu ajută, probleme, regul. Nu ne alerge nimeni. Stai este o armă cu care nu ți-ai dori să te afli față în față sau să fie folosită împotriva ta, pentru că este o armă de schilodire. Cred că întors, stai să-mi dau seama. Este trebuie întors. Așa, îl întoarcem. Băi băiete, dar îți trebuie vreo doi mușchi. Închipuiți-vă că în momentul în care se făcea preinstrucția pentru a intra în legiune, echipamentul avea o greutate dublă, în ideea de a te obișnui. Cu greutatea, da. Deci cu acest scut, în momentul în care intri în parat, în formația de luptă, îl poți folosi și arma și scutul, și ofensiv și defensiv. Vorbeam mai devreme de pericolul reprezentat de falx. Da. În momentul în care te lovește cu falxul, o să te desene un falx de la daci și o să și exemplificăm. Gladiusul elimini pericolul falxului și poți să contraatacezi. Te apropii foarte rapid. Eliminând practic avantajul distanței. Exact. Scutul este folosit și pentru împingere, iar în momentul în care îl folosești ofensiv, îl folosești să lovești picior. Și se vede foarte ușor că dacă... Bine, dacă îl lași mai jos direct în genunchi, la revedere. Practic este o ruptură a oaselor din zona piciorului. Mai sus ai putea la coaste. Poți să lovești asta aici. Pe șold iarăși. Sau scoatere o lovitură de genul acesta care se lovește în zona pieptului. Poți să lovești și în zona capului, care este mortal. Deci da, păi la greutatea asta poți să omori. Iar în linia a doua, scutul proptit în inamicul aflat la pământ. Bine, tu ești înalt. Eu care sunt un metru și o ștampilă, mai am un avantaj mare, știi? Da, păi la revedere. Aici revenim la o chestie. Soldații romani erau destul de scunzi. Iar scutul de 1 și 10 practic reprezenta protecția perfectă. Noi suntem înalți, ce-i drept, recunosc. Dar chiar și așa, în momentul în care facem formațiile de bază... Revină un pic, ai spus romanii, soldații romani erau scunzi? Da, erau destul de scunzi. Gândiți-vă ce mândrie era pe un soldat roman care termina o campanie militară împotriva barbarilor. Ei aflați în inferioritate numerică, niște indivizi piperniciți, scunzi și pe care îi bătuseră pe acei barbari, niște războinici falnici, 1,80, 1,90, oameni musculoși, persoane cu un fizic de invidiat, și pe care îi băteau cu ușurință. Când dobori astfel de giganți, normal că încep să crezi că ești sprijinul de zei, că ești harul zeilor s-a pogorât asupra ta. Și, bineînțeles, și mândria aceasta de a fi roman, de a fi cetățean roman. Adică eu, acesta individ mic, pe care n-am nicio calitate militară, reușesc să îngenunchez niște giganți. Și atunci înseamnă că civilizația și modul meu de viață este net superior. Era dovada pe care le dădea romanilor acea aroganță pe care o clamează mulți în istorie. Aroganță pe drept câștigată, că păi nu poți să spui că nu era meritul lor.
Și meritul conducerii, bineînțeles, prin tactica și... Da, e bine cunoscută tactica. Haideți să facem, să exemplificăm. Deci colegul meu o să încerce să mă cu falsul, să-mi trage scutul. Deja din... Foarte ușor. Da. Încă o dată. Și l-am lovit. Dar trebuie să reduc foarte rapid distanța. Pentru că el păi hai să punem un pic prin comparație ca să vadă ce diferențe sunt între cele două arme. El are încă 20 de centimetri în plus avantaj. El are încă 20 de centimetri, dar dacă stă la distanță, are toate șansele să mă omoare. Da. Hai. Se apără, apără-te, și eu cu scutul l-am lovit și l-am dezechilibrat. Deci, de asta spun, aceste arme erau menite să fie folosite în tandem. De multe ori, în filmele hollywoodiene, în filmele de epocă, sau filmele care vorbesc despre Imperiul Roman, acest lucru nu este reprezentat. Pe de-a totul reprezentat. Faptul că se pot folosi aceste arme în tandem. De multe ori și colegi de-ai noștri le e frică, și colegilor noștri le e frică să folosească asta în tandem sau descoperă destul de târziu că se poate face. Dar da, ai protecții, vă dați seama? Păi una se completează pe alta. Da, păi lucrează împreună. Ce poate să facă acum, cu spada, celebra spadă romană? Acum, eu când... Gladiusul. Contra unei astea, să zicem că falsul ăsta e al nostru, e al dacilor, sau nu știu dacă cineva a mai avut așa ceva, dar au mai fost arme au fost destul de rău la săbișe astea. Deci nu poți să faci față la o sabie de două ori mai lungă decât asta. Și automat că asta e... Eu vă contrazic. Asta spune și dânsul, că doar folosindu-le în tandem poți să faci față. Faptul că se lucrează împreună cu scutul. Asta spune exact. S-a luptat în tandem, atunci, într-adevăr... Adică este evidentă teoria. Așa. Acum, cum spuneam mai devreme, gladiusul nu este o armă care să taie, așa cum se vede în film, în sensul că să ciopărtească un membru. Nu. Este o greșeală enormă. Este o armă de împuns și de schilodit. Ori, vârful intra, fiind ascuțit, perfect ascuțit, intra cam până în zona asta, pentru că nu aveai nevoie să împungi mai mult. Dacă punem lângă corpul uman, constatăm că atingem coloana vertebrală. 10 cm. Și tot ceea ce intră până în coloana vertebrală, se produce o hemoragie puternică, care de fapt este moarte în dureri. Bine, și dacă rămâneai fără gladius, tot mai aveai o soluție, nu? Aveai pughiul, asta pentru lupta de aproape. Pughiul care are o formă de frunză la vârf și în momentul în care se intră și se luptă cei doi indivizi la corp la corp, în momentul în care se înjunghie, practic se produce o rană atât de puternică încât sângerarea produce moartea instantanee. Și asta nu se producea, adică nu se făcea un junghier imediat. Se făcea un junghier și plecai. Nu, da, de 2-3 ori și era... Dar nu că asta mă gândeam, că totuși era destul de lung pentru un junghier de 2-3 ori, mi se pare cam... Păi, închipuiți-vă, aici este... Da, mă gândesc la cum este ascuțită, cred că mai repede înjungheai și trăgeai, mă gândesc, nu știu, nu imaginez. Forma de frunză este un pic mai lată aici. Okay. În momentul în care pătrunde, practic creează o rană extrem de largă și sângerarea este puternică. Chiar dacă reușeai să oprești sângerarea, mai mult ca sigur că rana... Chiarăși, lovitura în zonele acestea extrem de... Uite o întrebare interesantă, dacii n-aveau scut și ei? Aveau și ei scut, dar ca să poți să lupți cu falxul e cam greu. Pentru că e o armă de două mâini? Este o armă de două mâini, nu poți să... Aha. Adică... Trebuie să folosești scutul dacă și arma îți permite. Dacă arma nu îți permite, atunci... Plus că falxiștii, să fim serioși, erau sensibili și la loviturile de pilum. Adică n-ar fi așteptat romanii să vină falxiștii atât de aproape fără să stea cu pilumurile în spate. Adică nu erau chiar atât de inocenți pe cum am vrea noi să credem că îi lăsau pe daci să se apropie și... Nu, erau destul de pragmatici. Sunt ăia ușor în față, îi lăsau să se apropie definitiv.
De multe ori barbarii, neavând o, cum să spun eu, un corp ofițeresc care să dea comenzile coerent, de multe ori se întâmplau ca ei să se ducă să se aglomereze în fața trupelor romane în ideea de a câștiga glorie de elemente individuale. Și de multe ori această aglomerare era benefică romană. Una la mână. În momentul în care ești și te împingi unul în celălalt, e greu să manevrezi armă. Corect. În al doilea rând, prima linie, cei de aflați în contact cu romanii oboseau, pentru că este un efort fizic nemaipomenit, oboseau și de cele mai multe ori mureau tocmai din cauza epuizării fizice, nu din cauza faptului că erau omorâți în luptă de... sau călcați în picioare. Romanii mai aveau un avantaj. În momentul în care prima linie, după 8 minute de luptă, se dădea comanda cambia linia sau muta locul, care prima linie după 8 minute de luptă, se dădea comanda cambia linia sau muta locul, minute de luptă, se dădea comanda cambia linia sau muta locul. Se tădă lumea. Ok, da, hai că am revenit. Cred că e tot ok. 3 ani de zile stai la așa un pic să vedem. Da, din păcate s-a supraîncălzit telefonul. Sper să nu se mai întâmple chestia asta, o să o luăm de la capăt. Ne-a prins ploaia. Singurul singura piesă care a fost aici într-o, când am ajuns la tabără, într-o discuție. Se usucă foarte repede. Despre Roma, despre arme, despre Daci. Vorba aceea. Aici, la Jidova. Hai să continuăm. Da. Și a revenit și distracția. Dar să mai încălzești și device-urile astea. Aici să le porumbei călători aici, au puțină treabă. Să revenim la ce discutam despre cum reușeau. Aveau totuși o serie de elemente pe care, pe care mulți le consideră banale, dar care puse cap la coadă, ofereau un plus de energie sau un plus de putere pe câmpul de luptă soldații. Unul dintre aceste elemente era banala posca, băutura. Suntem pe câmpul de luptă, simțim puterea soarelui, lucru care se întâmpla și în cazul lor. Cantitatea de apă necesară războinicilor pentru a rezista în prima linie era destul de mare. Și atunci romanii au inventat această băutură sau aveau această băutură care era obținută din o parte apă, o parte vin și o parte oțet din vin. O băutură care stăia setea, te hidrata. Oțet din vin? Da, okay. Oțet din vin. Te hidrata, dar stăia și dorința de sete. Ok. Și practic cu o ploscă de posca puteai rezista o zi întreagă pe, în prima linie sau pe front. Acum intervine un element cunoscut în zilele noastre de logistică. Dacă tu ai nevoie de 5 soldați ca să-ți aducă apă pe front, pe când barbarii sau inamicul are nevoie de 100, practic tu ai scos 95 oameni din luptă. Corect. 95 oameni care ar fi putut să lupte sau să facă altceva. Cuvânt de spus. Faptul că puteau să care cu ei mâncarea. Puteau să-și care mâncare pentru 14 zile. Deci 14 zile ei nu aveau probleme să mărșăluiască în teritoriul inamic, nu sufereau de foame. Faptul că erau educați să fie profitori din punctul de vedere al tuturor oportunităților ce li se aflau, adică dacă se aveau posibilitatea să vâneze sau să omoare un iepure, îl omorau cu ușurință și îl aduceau în mâncarea de zi cu zi. Proteina, dragă, proteina. Jaful. Pe care la ordinea zilei. Da, pentru că practic un inamic lipsit de alimente este un inamic mai puțin, pentru că și același inamicul tot trebuie să mănânce. Ori dacă te retrăgeai, în mod sigur gădeai foc și distrugeai așezările barbare, în ideea să înveți minte ca a doua oară să nu mai fac. Deci multe elemente care puse cap la coadă dădeau un avantaj pe câmpul de luptă. Cei drept minor, dar adunate, plus cu plus, se crea un mare avantaj care își punea cuvântul în bătăliile purtate cu barbari. Știi că o să se întrebe foarte mulți acum, bine mă, dar de unde știu voi să construiți scutul chiar așa? De unde sunt piese, la Dura Europolos mi se pare că este un scut care a fost descoperit aproape intact. Se știu detalii despre acest gen. De multe ori mai avem probleme cu între asociații pentru că nu se cam pupă scuturile, dar ne descurcăm. Ca dimensiune este clar 1 și 10, nu? Da, 1 ai și spus, 10, da. 1 și 10. Ok. El așa, dar îmi imaginez că dacă asta era forma lui normală sau ăsta l-ai construit pentru tine, pentru dimensiunea ta? Nu, este construit standard, este construit pentru toți legionarii, mai mari sau mai mici.
E clar că nu erau chiar... Dar dacă te așezi în spatele lui, o să vezi că ești extrem de bine protejat. Păi da, văd. Și plus de asta... Ești extrem de bine protejat. Cam asta să ține... fost greutatea lui? Scutul se ține aici, în umăr. Păi ca să nu-i dai un pic de umăr proptea. Și genunchiul. Umăr și genunchiul. Dacă genunchiul să împingi și cu umărul să... Dacă îl ridici un pic mai sus, în momentul în care te atac, poți să te scoți din luptă cu un singur picior. Nu să zic. Da, păi încălci piciorul ăsta, nu? Ah, sau îl dai peste cap. Și îți împingi scutul în bărbie și practic te rănesc astfel încât să să te dau pe spate și atunci e mai ușor să te lovesc cu arma asta. Aici, umărul în trei puncte care stau. Umărul și genunchii. Și în momentul în care se merge, se avansează mergând cu aceste trei puncte în tandem. Ok. Și practic, în momentul în care încerci să lovești, încerca să mă lovești ca să vezi. Vezi? Da, mai e un punct. În spatele meu mai sunt încă doi care mă țin. De 3 sau 4 legionari care mă țin de spate și mă ajută să rezist. Un punct de sprijin, corect. Deci, practic, eu trebuie să am forța cel puțin 4 oameni ca să reușesc să-l dau pe spate pe cel din față. Și iată cum foarte repede, în 20 de minute, am distrus tot mitul ăsta al invincibilității dacilor, din păcate, deși toți ne-am dorit să credem că ei erau chiar niște zmei. Dar, până la urmă, se pare că zmeitatea romanilor, care consta în organizare și în tehnică, se pare că era o leac mai puternică, nu? Aceste detalii făceau diferența pe câmpul de luptă. Acum trebuie să recunoaștem, nu erau niște... Nu era rețeta perfectă. Nu era rețeta perfectă sau... Panaceu. Nici noi nu am fost feriți de pierde. Într-adevăr, dacii au fost niște războinici redutabili, fără doar școală, care au pus serioase probleme Imperiului Roman. Însă, a fost și o sursă de recrutare de trupe auxiliare care au fost folosite. Știi ce se întâmplă? Nu vreau să fiu înțeles, dar din păcate în ultima vreme și toată chestia asta pornită încă de pe vremea lui Piticu, s-a mers așa și pe chestia asta naționalistă exagerată. Eu nu am o problemă, să ne înțelegem. Ok, dacii erau un Lomberico del Mondo, aici au piramidele, chestii, socotel, tuneluri care făceau legătură. N-am nicio problemă. Dar hai să nu batem când pic chiar definitiv, nu, știi? Nu. Adică asta e ideea. Să recunoaștem și noi și recunoaștem și o spunem întotdeauna, războinicul dac nu era un războinic cu care să-l tratezi cu ușurință. Nu. Normal. Trebuia să-l tratezi cu cea mai mare seriozitate pentru că erau niște războinici care taxau orice greșeală. Da, erau foarte bine instruiți. Și la noi, în bătăliile pe care le reconstituim, să arătăm unele greșeli tactice sau unele erori astfel încât exploatate de către daci cu ușurință și care practic distrugeau unități mai mici romane, dar în momentul în care se loveau de unități mari, problema se schimba. Logistica romană îi spunea cuvântul și am mai spus și o repet și în al doilea război cu Imperiul Roman, Decebal a încercat oarecum să imite armata imperială romană. De ce? Pentru că dăduse rețeta, avea rețeta. Încerca să imite. Din păcate îi lipsea acest corp ofițeresc. Corp ofițeresc care făcea diferența, pentru că avem de la Optio, Centurio, soldații veterani, cei cu experiență, care aveau grijă să transmită mai departe. Care era vârsta la care se pensionau? Nu mai cam 40 și ceva, de parcă. Depinde de fiecare cam cât dorea să servească, dacă după ce îi se termina pe perioada sau dacă alegea să rămână în continuare în armată. Bineînțeles, câștigurile pe care ți le ofereau armata erau mult mai mari decât orice meserie pe care ai fi avut-o. Deși mulți dintre ei alegeau și calea agriculturii să se retragă. Păi da, bine, la un moment dat te saturi de atâta luptă, de atâta omoruri și de atâta nebunie și de viața ca zona care nu-i deloc ușoară. Păi da, bine, la un moment dat te saturi de atâta luptă, de atâta omoruri și de atâta nebunie și de viața ca zona care nu-i deloc ușoară. Am revenit, iar s-a încins panorama, ne cerem scuze, asta este. Spuneai de legionari și hai să facem încheierea, că s-ar putea să sară telefonul în aer și nu mai rămâne cu nimic din ce ai spus și e păcat. Da, încercăm să oarecum în relația cu publicul să prezentăm adevărata fața legionarului, care este cu totul diferită de ceea ce a fost portretizat prin filme. A fost portretizat prin filme și prin multe elemente de promovare a acestei perioade. Erau până la urmă oameni ca și noi,
supuși acelorași greșeli. Același tip de comportament ca și noi în ziua de astăzi. Oameni care trecând peste diferența de timp, pentru că 2000 și ceva de ani între noi și ei, Și-au lăsat amprenta. Și niște oameni care oriunde s-au dus se considerau a fi buricul civilizației. L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Și pe bună dreptate, pentru că vorba aceea. Un popor de păstori, un popor de agricultori au reușit să se impună în fața tuturor vecinilor cu mai multe șanse. Ceea ce, din punct de vedere evoluționist, Șapo. Da. Îți mulțumesc foarte mult, a fost un real plăcere să stăm de vorbă. Și eu vă mulțumesc. Continuăm live-urile de aici, îl așteptăm pe Andrei Pogăceaș să apară și el, să mergem și în zona Dacă, să vedem și dacii cum își prezintă, nu, istoria. Da. Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult.